Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am găsit! Astăzi un subiect foarte important. Iată că, conform statisticilor, bolile reumatice sunt reprezentate în peste 200 de afecțiuni și 100 de milioane sau chiar peste 100 de milioane de persoane de toate vârstele din Europa suferă de o afecțiune reumatică. Despre toate aceste lucruri vom discuta astăzi cu domnul dr. Cristian Bărbulescu. Bună ziua, domnule doctor, bine ați venit în emisiunea noastră! Salut, mâna, bine v-am regăsit! Domnule doctor, pentru început, haideți să lămurim, să spun așa, de ce apare reumatismul articular? Reumatismul articular, sigur, este un concept larg folosit și de medici, mai ales de oameni în general, pentru că boala reumatică, de fapt, este o boală care afectează și articulațiile, dar este, de fapt, o boală sistemică. De ce? Pentru că este o boală care afectează țesutul conjunctiv, țesut conjunctiv care este larg răspândit în întreg organismul, adică și în articulații, dar și în alte organe și sisteme, și în sistemul cardiovascular, și în sistemul digestiv, și în sistemul respirator, circulator și așa mai departe. Deci o afecțiune reumatică este o afecțiune generală care afectează toate organele și sistemele, dar afectează în mod primordial și articulațiile, de aceea când vorbim de reumatism, toată lumea înțelege că vorbim de fapt de boli articulare. Ca să facem așa foarte pe scurt o clasificare a acestor boli reumatice, putem spune că sunt boli reumatice de natură inflamatorie și boli reumatice de natură degenerativă, la cele articulare mă refer. Bolile reumatice articulare de natură inflamatorie sunt de fapt boli autoimune în cea mai mare parte, pentru că organismul creează anticorpi împotriva propriilor țesuturi articulare în cazul nostru. Și exemplul cel mai concludent este poliartrita reumatoidă, care este o boală inflamatorie, în general apare foarte frecvent la femei și afectează, pe lângă articulații, afectează și alte sisteme și organe, după cum v-am spus. Dacă vorbim despre bolile reumatice articulare degenerative, aici vorbim despre artroze, la care este afectat cartilajul articular în primul rând, și artrozele, sigur, sunt artroze la toate articulațiile, începând de la umăr, șold, genunchi, glezne și așa mai departe. Aici avem articulația genunchiului. De ce? De obicei se alege articulația genunchiului pentru că este cea mai reprezentativă și este cel mai ușor, este un exemplu foarte ușor de explicat și foarte ușor de controlat la un pacient, articulația genunchiului. Aici avem oasele, femurul și tibia. Avem aici partea albastră este reprezentată de cartilajul articular. Aici, la nivelul genunchiului, mai avem și alt cartilaj care este meniscul. Avem două meniscuri, da? Avem un ligament care leagă cele două oase și un spațiu articular care este, vedeți, foarte subțire, dar care nu este un spațiu gol, este ocupat de un lichid care se cheamă lichidul sinovial, care are un rol foarte important în mișcarea oaselor și cartilajelor în articulație. Deci produce lubrefierea, produce ungerea articulației. Dacă am vorbit de structura articulară, trebuie să știm că produsele pe care le luăm acționează asupra unor structuri din articulație. Lichidul sinovial mai are rolul de a hrăni cartilajul. De ce? Pentru că cartilajul articular este unul dintre puținele țesuturi din organism care nu este vascularizat. Deci nu intră vase de sânge în el și atunci nu ajung elementele nutritive care circulă prin sânge direct la cartilaj. Și atunci el trebuie hrănit în alt mod. Și este, cartilajul se hrănește fie direct din os, fie datorită acestui lichid sinovial. Cartilajul articular este format din două structuri importante, anume o matrice și celule. Celulele care se cheamă condrocite și care secretă această matrice, care este formată
din colagen și proteoglican. Colagenul ce este? Colagenul este de fapt reprezentat de niște fibre care sunt așezate sub formă de plasă. Aceste fibre sunt legate între ele de proteoglicani. Proteoglicanii au rolul de legare a acestor fibre, dar au și rolul de a deveni niște canale prin care circulă apa și substanțele nutritive care hrănesc cartilajul. Proteoglicanii au ca structură esențială glucozaminoglicanii. Este de reținut acest termen, glucozaminoglicanii, care au rolul cel mai important în cartilaj, acela de a transporta substanțele nutritive și de a atrage apa în cartilaj, pentru că apa dă elasticitate acestei structuri. Cartilajul trebuie să fie o structură elastică. Odată afectat acest cartilaj, da, se poate reface cumva? Cartilajul, sigur, se poate reface în mod natural. El se reface prin secreția acestor substanțe, prin datorită condrocitelor, dar este nevoie de multe ori și de niște substanțe care să suplinească lipsa sau distrugerea prea mare a acestui cartilaj. Acum vreau să vă spun două vorbe despre cauzele care afectează aceste structuri articulare. În primul rând, supraîncărcare articulară. Supraîncărcare care poate fi de natură profesională de obicei, adică oamenii care stau mult în picioare, care ridică sau poartă greutăți, dar și de natură sportivă. Deci sportivii de performanță au de cele mai multe ori acest cartilaj afectat datorită traumatismelor. Iarăși, traumatismele sunt o cauză frecventă de afectare a cartilajului. Cartilajul mai poate fi afectat de boli inflamatorii. Bolile inflamatorii, după cum v-am spus, afectează, sigur, membrana sinovială, dar afectează secundar și cartilajul articular. Poate fi și ereditar sau nu? De obicei, da, bolile inflamatorii articulare au și o cauză genetică, pentru că se observă că apar mai multe cazuri în familie de aceste boli. Poate fi și o cauză deci genetică. De asemenea, o cauză de afectare a cartilajului articular este vârsta. De ce? Pentru că studiile făcute au arătat că odată cu înaintarea în vârstă, secreția de colagen, de proteoglican, de glucozaminoglicani este redusă. Cum putem preveni? Putem preveni apariția bolii și atunci avem anumite lucruri de făcut, dar putem preveni și agravarea bolii. Deci dacă boala s-a instalat, corect, există o profilaxie secundară. Deci această profilaxie se face prin mai multe măsuri. Trebuie să aibă un stil de viață sănătos. Mișcarea de intensitate moderată este al doilea factor important, iar al treilea factor este, sigur, un tratament. Un tratament pe care putem să-l luăm ca profilaxie primară atunci când știm că avem anumite, de exemplu, cum ați spus, anumite probleme în familie. Am avut persoane care au avut boli reumatice și noi suntem predispuși către aceste boli. De asemenea, știm că avem o activitate cu efort susținut, cu apăsare mare pe articulații. Iarăși trebuie să luăm profilactic aceste preparate. Putem lua profilactic dacă facem sport de performanță, pentru că sportul de performanță, sigur, cel de, cu efort fizic, cu traumatisme, predispune foarte tare la apariția bolilor articulare. Și aici pot să vă spun din proprie experiență că am avut mai mulți pacienți care au fost mari sportivi de performanță, campioni mondiali, campioni olimpici, care după o anumită vârstă prezentau mari probleme articulare, tocmai din cauza traumatismelor, a loviturilor pe care le-au suferit în tinerețe, în timpul practicării sportului respectiv. Da? Da, domnule doctor, am ajuns, iată, și în situația în care trebuie să le spunem telespectatorilor noștri
cum pot ameliora aceste afecțiuni, acest reumatism articular, da? Pentru că, într-adevăr, este o boală care deranjează, o boală care te poate chinui în condițiile în care, așa cum spunea și dumneavoastră, nu ne schimbăm stilul de viață. Prin a consuma remedii naturale 100%, care știm cu toții că nu au contraindicații, da? Și vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți exact, s-a instalat o afecțiune reumatică, da? Ce facem? Da, am vorbit aici în mod special despre artroze, care afectează, după cum v-am spus, cartilajul articular, afectează, cu sigur, și gonartroză, așa, și secundar, sigur, afectează și membrana sinovială. Noi avem aici două produse pe care vreau să vi le recomand. Primul produs este un mix de substanțe care ajută cartilajul să își recapete funcționalitatea. Și al doilea produs este un produs cu acizi grași nesaturați. Primul, cel mixul de substanțe pentru sănătatea cartilajului, este format din o multitudine de substanțe care toate concură la sănătatea cartilajului și a articulației, pentru că nu e numai pe cartilaj efectul. Și anume, despre ce vorbim? Despre ce conține? Ce conține? Glucozamină, în primul rând. Glucozamina este acea substanță despre care v-am vorbit. Este acea substanță care intră în compoziția cartilajului, și anume a glucozaminoglicanilor. S-au făcut studii numeroase cu acest produs. Unele studii au fost publicate în revistă de specialitate medicală, de subliniat că aceste studii au fost făcute pe perioade destul de lungi de timp, adică minim 12 săptămâni. Este foarte bine de reținut acest aspect, pentru că efectul are nevoie de ceva timp ca să apară. Bun. În acest produs mai avem MSM, metilsulfonilmetan, care este iarăși un produs esențial în sănătatea cartilajului. De ce? Pentru că concură la sinteza glucozaminei. De asemenea, MSM-ul are și efect antiinflamator. Deci este bun și în bolile inflamatorii și în bolile degenerative. MSM-ul are multe alte efecte. Este antialergic, este hepatoprotector, intră în compoziția și în sinteza glutationului. Deci un preparat foarte bun pentru afecțiunile hepatice. Are multe, multe, multe efecte pozitive, deci nu numai asupra articulațiilor, ci asupra întregului organism, ceea ce este foarte bine, ținând seama că există bolile reumatismale care afectează și alte sisteme și organe. Trecem mai departe. Un alt component al acestui produs este colagenul. Dacă glucozamina avea rol în elasticitatea, în realizarea elasticității cartilajului, acum colagenul este rolul de rezistență, pentru că cartilajul, vă dați seama, trebuie să aibă și acest rol foarte important. Colagenul intră în structura cartilajului, dar intră și în alte componente ale corpului. De exemplu, intră în piele. Atunci când luăm colagen, sigur, îmbunătățim funcționalitatea. Mai scăpăm de riduri. Exact, mai scăpăm de riduri. De asemenea, intră în compoziția părului, a unghiilor. Deci au colagenul ăsta are un rol foarte important în multe structuri ale organismului. Altă componentă al acestui mix este vitamina C, despre care v-am spus că este esențială pentru structurile articulare. Nu se sintetizează în organism glucozamina dacă nu are și colagenul dacă nu are vitamina C. Deci este foarte important și e foarte bine de reținut că ne este necesar această vitamina C să o dăm prin alimentație, dar nu numai. De ce? Pentru că în organism vitamina C nu se sintetizează. Deci ea este vitamina C pe care noi, de care noi avem nevoie în organism, este numai aceea pe care o luăm prin alimentație sau prin alte produse, prin suplimente alimentare. De aceea e foarte important să avem un supliment cu vitamina C. Mai avem aici
acidul gamma-linoleic. Acidul gamma-linoleic, care este un extras dintr-o plantă, din limba mielului se cheamă, e, acest acid gamma-linoleic este un acid gras nesaturat care are un rol foarte important în inflamația articulară, deci este un antiinflamator foarte bun, dar mai are un rol în acest produs, acela de a stabiliza mineralizarea osului. De ce? Pentru că multe din durerile articulare sunt date și de demineralizarea osului. Și atunci această substanță face ca să se absorbă mai bine și să se mențină calciul în oase. Mai avem câțiva compuși care au rol de asemenea foarte bun pentru sănătatea articulară. Și anume, turmericul sau curcumina este mai cunoscut sub numele de curie, da? Care are de asemenea un rol foarte bun pentru articulații, este un antiinflamator, un antireumatismal, are rol și antioxidant, foarte important pentru sănătatea întregului organism. Care previne chiar și afecțiuni grave. Exact. Acel antioxidant. Ca orice antioxidant, da, și vitamina C. Vitamina exact. C este, de fapt, cum să vă spun eu, standardul tratamentului antioxidant. De asemenea, avem ghimbir, ghimbirul care este iarăși o plantă cu efecte deosebite. Îl iubesc, dacă da. Mă pot exprima așa. Așa. Are efecte, pe lângă antiinflamator, antireumatismal, are efect diuretic, efect energizant, efect de revigorare și de ardere a grăsimilor. Foarte important, mai ales pentru doamnele care vor să slăbească. De asemenea, avem acizii boswellici din Boswellia serrata cu rol antiinflamator, deci au un efect antiinflamator comparabil cu antiinflamatorile de sinteză, numai că nu au efectele adverse pe care le au antiinflamatorile de sinteză. Domnule doctor Bărbulescu, spuneți-ne, un pacient care are deja un tratament prescris de către medicul specialist, în situația în care are o afecțiune reumatică, da? Este bine, dumneavoastră îi recomandați să ia și un tratament natural în paralel? Acum depinde de ce tratament urmează. De obicei, tratamentele recomandate de medicii alopați sunt în general antiinflamatoare. Ori dacă efectul nu a fost bun, pentru că de obicei asta se întâmplă când ajunge un pacient la mine care ia un tratament alopat, un tratament clasic și nu are efectul scontat și atunci vrea să încerce și un tratament naturist. Ei, atunci îi recomand să înlocuiască tratamentul antiinflamator cu tratamentul naturist, care are și, ați văzut, multe din preparate sunt antiinflamatorii. Dar cei care fac un tratament biologic, un tratament pentru o poliartrită reumatoidă, un tratament de fond cu imunosupresoare, cu sunt multe tratamente, exact. Ei, pe acelea chiar le recomand pacienților să nu întrerupă acel tratament, iar tratamentul pe care îl recomand eu să fie un tratament adjuvant. Al doilea produs are rol de protecție a membranei sinoviale. Prin aceasta face să crească secreția de lichid sinovial, dar are și efect de reducerea inflamației și atunci este folosit și în bolile inflamatorii reumatismale. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor Bărbulescu, și vă mai așteptăm la noi. Vă mulțumim pentru toate aceste precizări. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Până săptămâna viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.